De unde derivă numele Bisericii Române Pentecostale, Bethany sau Betania, din Calgary? Biblia descrie Bethany ca sat în apropierea Ierusalimului. Noul Testament menționează Bethany ca locul natal al surorilor Mary și Martha, Maria și Marta, și a fratelor lor Lazarus, Lazar. Evanghelia lui Ioan descrie Bethany ca locul în care Iisus l-a readus la viață din morți pe Lazarus, Lazar, cu puțin înainte de ultima intrare în Ierusalim a lui Iisus. Noul Testament creștin o prezintă pe Mary din Bethany ca personalitate biblică, ea fiind descrisă în Evanghelile lui Ioan și Luca. Cele două evanghelii spun că Mary din Bethany a locuit în satul Bethany, în apropiere de Ierusalim, împreună cu sora sa Martha și fratele său Lazarus. Tradiția latină o identifică pe Mary din Bethany ca Mary Magdalene, despre care scriu mult mai mult tradițiile și evanghelile ulterioare. Tradițiile ortodoxe și protestante estice consideră însă pe Mary din Bethany și pe Mary Magdalene ca persoane diferite. În zilele noastre, satul medieval Bethany este identificat ca West Bank City of Al-Azariya, aflat la aproximativ 3,2 km de Ierusalim, pe coasta de sud-est a muntelui Măslinilor. În conformitate cu Biroul Central de Statistică palestinian, West Bank City of Al-Azariya este al doilea oraș palestinian ca mărime, cu o populație de peste 17.000 de locuitori, aflat sub guvernare israeliană. Există însă al doilea Bethany, Bethany de lângă râul Iordan, descris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 28, care se referă la orășelul Bethany, aflat mult mai în nord, în Perea, Betabara.